Yo, salut! Eu sunt Vlad și bine ai venit la noul meu video de pe YouTube. Azi e de altfel 15 iunie când filmez video asta și am revenit de la sală și mă simt atât de bine ca și niciodată. Acum câteva ore v-am rugat pe Instagram să-mi lăsați întrebări, iar acum o să vă răspund la ele. Hai să începem. Prima întrebare de la Mati: o să faci vreodată fan meeting în Cluj-Napoca? Fan meeting? În primul rând, cred că e legal acum să fac ceva adunare mai mult de 8 persoane. 2. De ce nu, dacă chiar e vrut în viitor, când se vor ridica restricțiile? Crișan Zoran spune: cum ai devenit dintr-un om plinuț într-un om bine făcut? A fost un proces foarte lung, adică dintr-un om plinuț eram ok, nu mai vreau să fiu plinuț, și atunci am devenit foarte slab dintr-o dată. Apoi m-am rebalansat, fost la Măruță acum o săptămână și am vorbit exact despre asta. Găsiți pe YouTube înregistrarea cu mine la Măruță. Cristian Mihai întreabă: la ce facultate ești și ce alegi dintre mare și drumeții pe munte? Nu mai sunt la facultate, am terminat. Sunt un asistent medical care nu lucrează în momentul ăsta. Ce aș alege dintre mare și drumeții pe munte? N-aș putea alege. Și marea și drumețiile pe munte îmi plac în mod egal, fiecare cu locul ei. Teo vrea să știe câți ani am. 23. Ce înălțime ai? Mirela, 1,80. Alex, care e mâncarea ta preferată? Pizza. Pizza și pastele. Pastele carbonara. Oh, Jesus. Want și burgerii mai nou cu cartofi prăjiți. Marian Grigorie: ce faci în timpul liber în afară de TikTok? Mă duc la sală, fac plimbări, filmez foarte mult și cam atât. Mai ies afară cu prietenii. Teodor întreabă dacă am hateri. Ok, dacă citiți comentariile mele de pe TikTok sau de pe Instagram uneori, o să vă deprimați singuri. Dar nu sunt atât de mulți, e ok. Mai ai frați? Da, mai am un frate de 17 ani. Denis, ce zodie ești și pe cât ești născut? Sunt vărsător și m-am născut în 14 februarie 1907. Care e băutura ta preferată? Cafea. Cafea, am băut azi 3 cafele deja și încerc să reduc să beau una pe zi, sau cel puțin două, cel mult două, dar deja sunt la 3-a. Vrabie Mihai: o să faci gaming? Eu deja mă joc pe Xbox din când în când. Mi se pare foarte greu să pun content cu gaming pe internet, pentru că mi se pare așa costisitor, cred. Am nevoie de echipament nou pentru înregistrare și atunci n-am făcut. Care e cel mai ciudat lucru pe care l-am făcut? Am lătrat în public. Ce ai prefera? 1000 de euro? Bă, 10.000 de euro sau canalul de YouTube? Ei bine, dacă preferi 10.000 de euro și dau canalul de YouTube, o să rămân cu 10.000 de euro. Dar dacă rămân cu canalul de YouTube și lucrez un pic mai mult, pot să fac mai mult de 10.000 de euro. Care a fost ambiția ta să slăbești? Am slăbit mai mult pentru că voiam eu. Deși în jur erau oameni, erau nașpa cu mine, n-am făcut nimic pentru ei, ci am făcut-o pentru mine. Așa că ambiția mea a fost pur și simplu să ajung într-un punct în care îmi doream să fiu slab. Ramona, care a fost visul tău de mic? Sincer, visul meu de mic a fost să fac content pe internet și să fiu la TV și chestii de genul, dar plăcea și să fiu cumva în spatele camerei și să fac eu totul. Presupun că îmi trăiesc visul în momentul ăsta. Daniel, ai locuit în Anglia? Da, am familie în Anglia, obișnuiam să mă duc și peste vară. Da, am locuit în Anglia o mică perioadă, sau mai multe perioade așa, cu pauză între ele. Ce cameră ai? Am un... camera cu care filmez acum este un G7X Mark II. Dincolo am un Canon 1200D cu obiectiv de 50mm pentru poze. Bine, cred că am terminat acest Q&A. A fost scurt, am selectat întrebările care erau, acolo. Multe dintre ele s-au repetat, așa că am răspuns la o singură persoană. Dacă nu ți-am pus întrebarea, îmi pare rău. O să mai fac Q&A-s dacă vreți. Dar pentru acum, astea sunt toate întrebările. Urmăriți-mă pe TikTok, Instagram, toate alea. Aveți toate link-urile în descriere. Bun, ok. Asta a fost tot pentru azi. Mulțumesc! Pa!